Buletinul de știri este accesibil și pentru persoanele cu deficiențe de auz și vedere. Bine v-am regăsit la buletinul de știri. Copiii cu deficiențe de auz și comunicare din raionul Druchia au avut parte de o sărbătoare frumoasă. Ei s-au distrat de minune alături de semenii săi. Detalii aflați imediat. De o mare bucurie au avut parte copiii cu deficiențe de auz și comunicare din orașul și raionul Druchia. Pentru ei, cu ocazia Zilei Internaționale a Persoanelor cu Deficiențe de Auz, a fost organizată o sărbătoare. Mulțumiți de desfășurarea evenimentului au fost și părinții acestor copii. Mai des și așa spune. Copila să e bine, el așa... De aici ca s-o grămădite și joacă, se o uită de tretea lor și nevoile lor care au vrei lor. Mai bine așa când se întâlnesc cu a lor, cu de-a lor. Așa, de fapt. Sănătoși e bine, sănătoși, dar sănătoși... Mai să mai... au fiecare a lor, dar aici ei stăți egal, ei nu se observă că unul cu dificultate, cu sănătos. E bine asta, bine primit. Îi mulțumesc Partidul Ușor că nu uită de cei ce e mai scump pe lume, adică este copilul care are nevoie de un sprijin oricare și suntem mulțumiți că ne are în vedere, nu ne uită niciodată, pentru că suntem de face, adică un surpriză pentru copii. Interesant для деток, я считаю, что для них что-то новое, что-то узнать, новое пообщаться друг с другом. Так что это довольно интересно для детей. Я думаю, для детей и для взрослых понаблюдать, посмотреть, как они умеют себя вести в обществе, как, где что нужно еще, может, подправить, знаете, как говорится, шепиан диакасы. Да, так что и так сдалека наблюдаем за ними, как они. А так спасибо этому партиду, что заботится. И помогает деткам. Копии, мои леса, как и собукур, есть у жака, есть у баллон, у налт. Да, статаре бинки, я кафака, что, как мы испуни я, я каша антальнерия есть. Копии, с моим интересу он уж квал. Да, ста, как и шеда каса сингуре, а ста и уна. Да, так шед мой мульс, и с моим интерес, мой вед, чи с мой фаш шалуми, а ста и. Да, что, да, к ело и болнов. Ел шеди нума каса, он я садук ел. Dar așa e că aici mai aleargă, să mai cunosc unul cu altul și mai... Asta e o binefacere foarte bună. Очень хорошо для деток, что они имеют куда выйти, пообщаться с другими детьми. Ну, для моей внучки это радость, куда-то выйти, куда-то поехать. Радуется она у меня очень стеснительная. Очень хорошо, что вот такие праздники делают для наших детей. Foarte bine, foarte frumos, foarte bucuros, да. Președinta Asociației Copiilor Invalizi din raionul Druchia susține că atenția oferită acestor copii este cel mai de preț cadou. Este ziua copiilor cu dizabilități care n-aud și nu vorbesc, surdomuți. Ca să nu rămâi și ei fără atenție, noi am hotărât împreună cu punternicitul din Partidul Ușor, domnul Sveclă Grigorie, și am hotărât să le facem o sărbătoare frumoasă. Cu clovni, cu dulciuri, cu cadouri. O să primească astăzi cadouri în special. Reprezentantul împuternicit al Partidului Politic Șor, Grigorie Sveclă, în această zi a fost alături copiilor cu deficiențe, oferindu-le emoții de neuitat. Este ziua internațională a oamenilor cu deficiențe de auz. De atâta, noi împreună cu echipa noastră care reprezintă Partidul Politic Șor,
în lat hotărâre că să facem o mică sărbătare pentru copilașii care suferă de această boală. Știți foarte bine că, într-adevăr, lor poate o leacă mai greu ca pentru ceilalți copii. De atâta noi n-am putut să lăsăm lucrul ăsta, să nu facem o mică atenție. La sărbătoarea organizată cu prilejul Zilei Internaționale a Persoanelor cu Deficiență de Auz au fost prezenți peste 70 de copii din raionul Drochia. Victoria Conea, Anton Ciornei, TV Drochia. O ședință de lucru în format extins a avut loc astăzi la sediul PD, cu participarea atât a miniștrilor, cât și a reprezentanților coaliției de guvernare, notează NoiMed. Participanții au discutat despre prioritățile legislative și conlucrarea dintre Parlament și Guvern în noua sesiune legislativă. Una din deciziile adoptate se referă la modificarea legii salarizării, astfel încât să fie exclus decalajul mare între salariile primite de diferite categorii de cetățeni. Un proiect de lege în acest sens urmează să fie elaborat de guvern în scurt timp, a anunțat Adrian Candu. Candu a spus prin ce va intra în istoria actualul legislativ. Este un decalaj destul de mare între salarii în țara noastră. Unii cu greu ajung să primească 1000 de lei, în timp ce alții primesc sume mari, cum ar fi angajații instituțiilor regulatorii. Ne dorim să avem creșteri de salarii pentru meseriile importante, cum ar fi profesori, educatori, asistenți sociali. Vom căuta soluții pentru aceste majorări, a comunicat Candu. Pe agenda legislativului se regăsește și adoptarea unei legi privind comerțul interior, al cărui scop este să ofere protecție suplimentară producătorilor locali. În sesiunea curentă urmează a fi parcurse toate procedurile pentru adoptarea noului cod al audiovizualului, dar și inițiat proiectul de modificare a Constituției în partea ce ține de includerea vectorului de integrare europeană. Adrian Candu a mai precizat că toate audierile parlamentare privind evoluția anchetei în dosarul furtul miliardului și sumele recuperate vor avea loc așa cum a fost stabilit. Stații de încărcare a vehiculelor electrice vor fi instalate pe autostrăzile principale ale Moldovei. 14 stații de încărcare a automobilelor electrice vor fi instalate pe traseile urbane din Republica Moldova. Suma totală a proiectului este de 4 milioane lei, dintre care 2 milioane sunt oferiți de Fondul pentru Eficiență Energetică. PNUD Moldova, la rândul său, își asumă angajamentul de a investi aceeași sumă de bani, inclusiv prin cofinanțări ale sectorului privat. Activitatea va fi gestionată de proiectul Orașe Verzi Durabile, implementat de PNUD Moldova și finanțat de Facilitatea Globală de Mediu. Moldova și Ucraina vor crea un coridor al stațiilor de încărcare pentru vehiculele electrice. Ne propunem crearea primei rețele publice de stații de încărcare pentru mașinile electrice din Republica Moldova. Rețeaua va asigura mobilitate electrică în multe orașe din țară, precum și asigurarea coridorului electric între România și Ucraina, și va avea un impact de mediu. Ne bucurăm să fim la baza dezvoltării rețelei de transport ecologic în țara noastră, susține Sergiu Corin, directorul Fondului pentru Eficiență Energetică. Proiectul e preconizat a fi finalizat în primăvara anului 2019. Aici încheiem știrile, vă mulțumim pentru atenție. Sunt Victoria Conea, rămâneți și în continuare cu TV Drochia. Urmează datele meteo și horoscopul. Acesta a fost buletinul de știri care a fost accesibil și pentru persoanele cu deficiențe de auz și vedere.